mult mai serioase decât par la prima vedere. De obicei, oamenii relaxați în fața acestui fenomen sunt cei care n-au citit nimic, decât e firesc să nu existe așa ceva, punct. Deci nu mă mai interesează. Nu mă mai bateți la cap cu dovezi. Așa zise dovezi. De asemenea, există fenomene paranormale. Dacă n-ar fi decât cele pe care rușii le-au folosit în, inclusiv în scopuri militare, rușii, de exemplu, au avut cel puțin două mari programe de OZN-uri, mai devin la OZN-uri, dar și de paranormal. Program militar Andropov, dacă vă spune ceva numele, care a fost șeful KGB-ului, a insistat să existe aceste două programe OZN. Unul pentru armată, unul pentru Academia Rusă. Ele erau nițeluri secrete, dar au existat începând din 78. Dar CIA-ul, în 75, văzând progresele rușilor, a finanțat niște programe de paranormal care peste 2 ani au fost trecute în patrimoniul armatei și au ținut acolo până în 95. Nu intru acum în detalii. Dar cunoscând toate lucrurile astea, mi-am pus problema că, domnule, există niște lucruri și în afara a ceea ce ziceam eu că pot pipăi. Două alte cărți pe care le-am publicat relativ recent, în 2009-2014, în care am ridicat și aceste probleme. Mă rog, v-am vorbit de o anumită experiență. În urma acestei experiențe am înțeles, unul, că realitatea este infinit de complexă și eu mă întâlnesc cu noțiunea de complexitate doar, din păcate, doar pe palierul acesta. Deci, infinita complexitate a realității. Îi se atribuie fie astrofizicianului Eddington, fie geneticianului Holdren, următoarea idee. Universul nu numai că este mai straniu decât presupune, ci este chiar mai straniu decât am fi în stare să presupune. Atenție mare! Am înțeles că faptele, datele, adevărurile, teoriile, deci toate imaginile noastre care alcătuiesc ceea ce noi numim realitate, ceea ce noi credem că este realitatea, sunt doar o reflectare imperfectă a ceea ce este cu adevărat realitatea. Și ele sunt limitate de simțuri, limbă, cultură, inducțiile incomplete, adică generalizările, care niciodată nu sunt perfecte, instrumentele noastre tehnice și așa mai departe. Am înțeles că 1 și 1 fac 2 nu este adevărat în realitate. Este adevărat numai în aritmetică. Un măr mare și un măr mic fac de două orice. Am înțeles că logica aplicată termenilor obișnuiți duce la absurdități. Și dau un exemplu. Așa de sur silogismul lui Ambrose Bierce. Zice, prin premisa majoră, 60 de oameni pot face o treabă de 60 de ori mai repede decât un singur om. Premisa minoră. Un om poate să bea o gaură de strâmb în 60 de secunde. Concluzie, 60 de oameni pot să bea o gaură de strâmb într-o secundă. Deci el își bătea joc și de logică și de matematică în felul acesta. Unde este buba? Buba este că niciodată cuvintele pe care noi le folosim în viața de zi cu zi nu pot fi perfecte. Nefiind perfecte, sunt purtătoare de erori. Erorile, în anumite cazuri, se acumulează monstruos, cum s-a întâmplat și aici. Deci, atenție mare! Nu folosiți logica asupra cuvintelor pe care le folosiți pe stradă, decât cu extremă prudență. Am înțeles că este util, deci, să distingem trei paliere ale cunoașterii umane.
1. Non-verbal. Ăsta e cel mai mare, cel mai cuprinzător. Fără asta nu există nimic. Dacă cineva spune că totul se exprimă prin cuvinte, nu știu, nu mai am ce discuta. Probabil că nu o să înțeleagă oricât aș încerca să-l lămuresc. Există verbalul colocvial, cuvintele pe care le-ați văzut în paradoxul Byers. Și mai există un al treilea palier, logico-matematic, unde, da, aici sunt, într-adevăr, cuvinte perfecte, asupra cărora logica se aplică perfect și matematica se aplică perfect. Nu știu, poate nu vi s-a spus la școală chestia asta. Nici mie nu mi s-a spus. Însă vocabularul limbii române este compus din două părți. Cuvinte pentru lucruri de pe stradă și cuvinte pentru abstracții logico-matematice. Pentru o lume care pe stradă nu există. În geometrie, de exemplu, aveți câteva cuvinte. Punct. Există în realitate. Punct. Nu există. Poate punctul de la capătul unei fraze, dar acela e complet altceva. Punctul din matematică n-are dimensiuni, n-are proprietăți altele decât în axiomatica, geometrie, nu știu, euclidiene sau neeuclidiene, dreaptă. În realitate nu există dreaptă, dar am un cuvânt pentru palierul 3 logico-matematic, pentru că acolo, da, acolo am niște lumi abstracte, niște lumi ideale descrise prin niște cuvinte abstracte, ideale. Deci, atenție mare! Cel puțin nu faceți confuzie între colocvial și logico-matematic. 1 plus 1 e perfect valabil în logico-matematic, nu în colocvial. Am mai înțeles că, în realitate, există masaj de la una la alta. 3 tipuri de fenomene. Fizica nu bagă de seamă decât două, cel mult două. Unii spun determinismul de la un capăt la altul. De la cauză la efect. Și toată lumea, toată realitatea e deterministă. Alții, mai recent, mai de la Heisenberg încoace, domnule, e mai complicată treaba. Avem și probabilist. De altfel, probabilist, asta știa deja și Epicur sau, mă rog, anticii, care vorbeau de existența, că atomii fac uneori niște mișcări neprevăzute. Ei și-au dat seama că realitatea nu poate fi explicată altfel. Trebuia să bage ceva acolo. Da, dar nimeni nu bagă de seamă voluntarul. Știți cine bagă de seamă voluntarul? Gândirile primitive. Pentru noi, o boală este aproape deterministă, poate un pic probabilistă. Pentru că avea imunitatea scăzută și te-ai mișcat printre niște persoane. Și, mă rog, te-ai îmbolnăvit pentru că te-ai contaminat cu un virus, cu un microb. Ei, ăla din gândirea primitivă spune, boala i-a fost trimisă ăstuia de către un răuvoitor din tribul vecin. Sau vremea proastă nu este pentru că, eu știu, ciclonul azoric a ajuns asupra Europei, ci este pentru că divinitatea trimite niște fulgeri și trăznete ca să ne pedepsească pentru că am fost răi. Deci, gândirea primitivă trăiește cu acest voluntar. Noi nu vrem. De ce nu vrem să acceptăm voluntarul? Subconștient nu-l acceptăm. Deci, întreabă un fizician, ce fel de fenomen există? Deterministe și probabil este punct. De ce nu acceptăm voluntarul? Pentru că gândim fizic. Avem mintea contaminată de niște scheme fizico-matematice și noi schemele astea le aplicăm realității și brusc
voluntarul nu-și mai găsește loc. Dar nu spune că nu există. Bun. Ori, determinismul este scris de două ori, ca se vadă, probabil, deci previzibil ca eveniment, probabilism este imprevizibil ca eveniment, dar previzibil ca repartiție statistică, iar voluntarul e imprevizibil și ca eveniment și ca repartiție statistică. Dau un exemplu unde matematica dă kicks vis-a-vis de realitate. Toți de aici bănuiesc că ați făcut matematică la liceu suficient de temeinic. Și ați demonstrat jumătate din teoremele de acolo, folosind metoda inducției complete. Ce spune inducția completă? Că dacă e adevărat pentru I egal cu 0 sau 1 și dacă din faptul că e adevărat pentru I egal cu N, pot deduce că e valabil și pentru I egal cu N plus 1. Nu știu dacă vă aduceți aminte. Probabil majoritatea ați uitat. Dar atunci este valabil pentru un I oricât de mare. Așa spune inducția completă matematică. Și nimeni nu contestă matematică. Așa este. Numai că aplicăm la un caz concret. O persoană cu păr bogat, dacă pierde un fir de păr, rămâne tot cu păr bogat. Dacă pierzând un număr de fire N, rămâne cu părul bogat, tot așa va fi și dacă ar pierde un fir în plus. Rezultă că oricâte fire ar pierde, va rămâne mereu cu păr bogat. Și invers, un păr, mă rog, o persoană cu singur fir de păr este chiar dacă, având N fire de păr, e chiar, atunci e chiar și cu N plus nu. Deci oricâte fire de păr ar avea în cap, tot chiar ar rămâne. Domnilor, ce s-a întâmplat aici? Pur și simplu, realitatea divorțează de matematică, din când în când. Realitatea nu este clădită pe matematica pe care noi am învățat-o la liceu sau la facultate. Acelea sunt niște, cum să spun, niște instrumente suprapuse pe o bucată de realitate și acolo merge. Însă câteodată nu mai merge, câteodată divorțează. Deci vă rog să fiți atent la acest aspect. Matematica nu este fundamentul realității. Matematica este un instrument omenesc cu limite. Ce au făcut cei care gândesc matematic și fizic? Au spus așa. Odată ce eu nu pot explica prin metoda inducției complete, de exemplu, sau prin alte metode similare, cum Dumnezeu de om are conștiință, cum Dumnezeu de poate efectua activități voluntare, tip gândire, creație și așa mai departe. Și deoarece nu pot explica matematic și logic, e clar, a venit Dumnezeu și mi l-a pus în cap. Punct. Nimeni nu se gândește că poate mintea mea nu e suficient de antrenată. Și complexitatea undeva pe la începuturi, când era teoria sistemelor, a spus-o destul de clar. Un sistem, dacă devine suficient de complex, atunci, dintr-o dată, se petrece ceva acolo, o sinergie, o nu știu ce, și apar prin emergență, cade în nicăieri, apar niște proprietăți noi. Nimeni nu știe de unde apar. Exact așa ca și când chelului îi mai crește un fir de păr, mai crește un fir de păr. Și brusc când dau seama, stai, domnule, ăsta nu mai este chel. Deci cam așa se întâmplă. Mai apare un neuron, mai un neuron și la un moment dat constat că stai puțin că omul ăsta este în stare să-mi compună nu știu ce cantată de Bach, pe care nimeni n-a fost în stare să o compună până atunci. Și Dumnezeu stă deasupra și se bucură. Pentru că nici el n-a știut ce va compune Bach.
unii vor spune, o, nu, el a avut acolo partitură și i-a trimis-o după ceva. Nu. Eu cred într-un Dumnezeu care se bucură când cineva creează ceva frumos. Deci, mintea umană este, de fapt, o societate de agenți, din aia de care vorbeam, între care există relații de competiție, cooperare și conducere ierarhică. Și crescând acest număr, la un moment dat, prin sinergie, dau naștere la un meta-agent. Ceva, un agent care e capabil de fenomene voluntare. Fenomenele deterministe și probabiliste sunt foarte bune în fizică, chimie, biologie elementară. Cele de tip voluntar sunt cele responsabile de liberul arbitru, decizia responsabilă, intuiția, conștiința, creația. Deci, vă rog să rețineți. Deus ex machina, nu știu dacă cunoașteți expresia toată lumea, probabil că da, dar vă reamintesc, în teatrul antic, acum 2000 de ani, 2000 și ceva de ani, în tragediile antice, era un obicei. Autorul crea o situație imposibil de încurcată și când nu se mai întrevedea nicio ieșire, brusc, Macaraua era coborât un actor care întruchipa un zeu și ăla făcea ordine în toate lucrurile și lucrurile se rezolvau. Și de aceea i s-a spus Deus ex machina, machina era Macaraua cu care era coborât. E, această metodă Deus ex machina este folosită în toate situațiile în care